După supergolul marcat în secunda 15 de la aproximativ 50 de metri în partida cu Dinamo, Budescu și-a întărit poziția de vedetă Astrei. Golul a făcut în conjurul continentului și este considerat cea mai frumoasă execuție din campionatul Ligii 1. Duminică seara, Budescu a mai reușit o transformare de la 9 metri dintr-o lovitură indirectă dictată greșit de arbitrul Alexandru Tudor în partida cu Gazmetan Mediaș. După gol, unii suporteri din tribuna 1 l-au fluierat pe Budescu. Ce au spectatorii cu tine? Da, nu știu ce-i supără, probabil că marchez sau nu știu care de ce mă înjură. Bine, probabil sunt doi trenici care nu au ce face acasă și vorbesc ca el. Cât privește convocarea la lotul național, nici supergolul din partida cu Dinamo, nici poziția din clasamentul golgheterilor nu pare a-l mișca pe selecționerul Pițurcă. Sunt pregătit de național? Păi am mai fost la național? Nu. Nu, dacă nu știu. Dacă că nu ai fost convocat nici de data aceasta? Nu sunt supărat, pentru că dacă aveam, nu știu câte selecții la echipa națională și n-am convocat, așa da, dar eu n-am ce selecții la echipa națională. Probabil în viitor, dacă o să fac treaba bine la echipa de club, o să ajung la național. Dar e un țel pentru cine asta? Nu știu dacă este un țel. Eu, principala mea țintă este să joc bine la echipa de club. Budescu se află pe locul întâi în clasamentul golgheterilor la egalitate cu brazilianul Eric Oliveira de la Pandurii și cu Sechelli de la Timișoara, toți trei cu 8 goluri, pe locul secund fiind Liviu Antal de la FC Vaslui și Golubovic de la Ceahlăul Piatra Neamț cu 7 goluri marcate în acest campionat.